Salutare! Astăzi o să vă arăt cum se deviază o directă. Alex, vino direct, stânga, dreapta, ce vrei tu? Vino. Pare simplu, nu? Dar fiecare tehnică executată corect are secretele și variațiile ei. Fiți atenți. Ideea este să faci mișcarea foarte scurtă și să revii în gardă. Nu prindeți mușchi, adică dacă el lovește, poate să lovească special pe diagonală, nu duceți mâna după brațul lui. Vă interesează doar atunci când lovitura lui vă amenință integritatea corporală, a corpului, a capului, a ce vreți voi. Dar dacă el lovitura nu amenință capul tău, nu ai treabă cu ea. Nu prindeți mușchi. Da? Scurt. Ai deviat și ai revenit în gardă. Nu duceți mâna după lovitura lui. Aveți treabă cu ea doar când se apropie de cap. Încă o dată, da? Cred că Anthony Pettis i-a dat knockout lui Cowboy Cerrone cu chestia asta. A dat lovitura special pe diagonală. Cerrone a întins mâna și i-a dat piciorul în cap. Iarăși, o să vă arăt o variație cum recomand să nu faceți această deviere. Vino, Alex. Nu vă recomand să deviați și să duceți capul în exterior. Chestia asta merge în box. Dar în box, el, dacă a ieșit pe exteriorul brațului care te lovește, el nu mai are ce să mai lovească, pentru că e vorba de rotația umerilor. Numai că pe kickbox mai tai MMA, poate să arunce și picior. Avem un meci exemplu, chiar de curând, cel de titlu din UFC, între Kamaru Usman și Leon Edwards. Hai să vă arăt cum a decurs knockout-ul care și l-a luat Usman. Leon Edwards era în gardă inversă. A fentat glasul din față, a aruncat direct din spate și în același timp a lovit picior din spate la cap. Haide. Nu a pus forță nici pe brațul din spate, doar a vrut să-l păcălească pe Usman pentru că l-a studiat foarte mult și știa obiceiurile. Ideea în felul următor. De-aia vă spun, când vine directă, deviezi, și devii imediat în gardă. Nu duci capul în exterior pentru că acolo poate să-ți arunce piciorul și te face knockout. Nu mai ai ce să mai faci. Da? Și în schiva, când o faci, o faci și ții brațele pe bărbie, ca să ai câmpii vizual mai larg. Le lași de aici până aici. Dar totuși poți să te aperi și în ultimă instanță poți să ridici brațele dacă simți că ți-a aruncat piciorul. Trebuie să învățăm din greșelile altora și apoi din ale noastre. Succes!